Bună ziua! Uneori în viață, mai ales în domeniul auto, trebuie doar să stai liniștit și vin pești la tine. Stăteam eu așa duminică dimineața și văd pe Facebook-ul de business, pe Aici este Cezar, văd mesaj. Dom'le, suntem și noi în jurul Craiovei și ne-a lăsat alternatorul. Poți să ne ajuți? Zic, da, dom'le, nicio problemă. Cum dracu? Păi, mai avem vreo 2 ore până intrăm în Craiova. Zic eu, da, domnule, că e bine, că aveam o Alfa Romeo pe elevator, mai aveam de făcut frânele pe o parte. Zic, hai că tocmai bine, beau și o cafea, mă duc la garaj, fac frânele și până veniți voi cu mașina, apuc de o scot afară. Mai aveam de lucrat altceva la ea, dar zic, măcar să pot să-i pun roata, să pot să scot afară. Când vine mesaj înapoi, păi stai că de fapt acum intrăm în Craiova. Zic, a, uelele, e bine. Ne apucăm să vorbim, domnul Mitsubishi Colt, zic, e acces pe sus la alternator, o, e, domne, acces, nicio problemă. Să vine atunci, veniți la mine la bloc. Le dădui eu location-ul acolo, când ajung eu unde aveam mașina parcată, văd deja un Mitsubishi Colt decapotabil acolo. Zic, uite, bă, repede ajunsă. Mitsubishi-ul Colt decapotabil de Dolj, un singur om în el, plec. Zic că, opa, înseamnă că nu este. Mai stau ce mai stau, apare un Mitsubishi Colt roșu de, cu numere de un județ limitrof, un cuplu în mașină. Dom'le, cumpărăm și noi mașina asta și plecarăm cu ea de unde o cumpărăm, mersăm puțin, s-a prins, a început să licăre prima oară bateria, ba se aprindea, ba se stingea, pe urmă a rămas aprinsă de tot și nu aveam încărcare, ce să facem, cumpărăm 2 baterii. Mașina avea o baterie pe ea, vai de capul ei. Au cumpărat oamenii 2 baterii, au pus una pe mașină, una în portbagaj, în ideea că în momentul în care rămân fără curent, să facă schimb de baterii. O idee nu foarte rea, că na, în momente din ăștia ce să faci? Duminică dimineața, departe de casă, ce să faci? Că na, teoretic magazinele nu sunt deschise, dezmembrările nu sunt deschise, serviciile nu sunt deschise, ce să faci? Ideea e că nu știu exact cum își dădeau seama că nu mai aveau baterie, adică na, la mașinile moderne în general se cam supără calculatoarele și modulele dacă nu au voltaj 12V constant și e posibil ca atunci când claxonezi sau dai un blitz sau o chestie din asta să scadă voltajul sub 12V, să-ți dea vreo eroare, să oprească mașina în mers, adică e cam periculos, da? Mă rog, asta au făcut oamenii, asta ce decizie să iei în momentul ăla obosit, vă spus, în condițiile pe care vi le spus. Ok, mă uit pe deasupra, zic, băi, nu prea se poate accesa alternatorul pe sus, ar că am trebui mers la garaj cu el. Ok, hai să vedem care e treaba. Mă uit eu, am mai găsit niște contacte imperfecte, niște siguranțe corodate, mă rog, le-am luat, le-am desfăcut cât am putut, le-am curățat, le-am dat cu spray, le-am pus la loc, am văzut că nu s-a rezolvat nimic. Oamenii aveau de mers destul de mult, trebuia să ajungă până în colțul ălălalt al țării, și am luat decizia să-i pun pachet la tren, că era un tren la ora 12, adică peste o oră față de, era cam ora, se făcuse cam 11 dimineața, da? Era un tren cam într-o oră și alt tren după masă, dar care ajungea de-abia a doua zi. Și am luat decizia, am zis, doamne, mai bine vă pun pachet la tren, vă fac eu mașina și veniți după aia să o luați când e gata. Se pare că a fost o idee bună, pentru că am luat și am desfăcut alternatorul după aia, alternatorul e putred, n-ai ce să mai repar la el. E și o construcție foarte ciudată, o să vi-l arăt imediat. Șansele de a găsi un alternator second pentru mașina asta, chiar și în timpul săptămânii, sunt foarte mici, pentru că e o mașină mai ciudată, mai interesantă. Norocul meu, măcar cu atâta, să mă aleg și eu. Și până la urmă am cumpărat un alternator nou pe care l-am montat și merge foarte bine acum. Mai am să-i mai schimb uleiul, să-i pun carenajul la loc și să pregătesc mașina să vină omul să-și ia peste câteva zile. Hai să vă arăt mai pe video așa care este treaba. Ăsta este alternatorul nostru dezmembrat. Da? Așa arată un alternator de mașină normală. După cum observați, pe el scrie Laguna de 1.9, deci nu-i tocmai mașină normală. Dar, ideea care? Părțile ușor servisabile ale unui alternator sunt platoul de cărbuni, cu regulatorul de tensiune și cu puntea de diode. Toate sunt sub capacul ăsta de plastic. Desfaci 1, 2, 2,
două șuruburi. Desfaci două șuruburi, scoți capacul ăsta și ai acces la tot ce trebuie să umbli tu într-un alternator. Ei, Mitsubishi n-a făcut așa. Ei au pus un alternator mai vechi, de pe colturile mai vechi, da? Asta de vorbim noi despre el este din 2005. Alternatorul ăsta seamănă cu alternatoarele de generația trecută, de cele până în 2000. După cum se vede, releul e prins destul de slab de puntea de diode și cărbune avem. Deci nu e problemă din cărbuni. Degeaba i-am fi schimbat cărbunii, că nu... Da, era varianta asta, să luăm niște cărbuni de mașină de spălat, să-i adaptăm, să-i băgăm aici. Nu era problema din cărbuni, cel mai probabil e întrerupt releul sau vreo lipitură sau ceva. Nu știu sigur. Pe rotor la fel vedem că e ok, aici merg colectorul, da, aici merg cărbunii, pare ok, l-am măsurat, nu e nimic întrerupt, nu pot să-mi dau seama exact ce are alternatorul ăsta, în afară de bătrânețe și rugină. Oricum m-am chinuit destul de mult să-l desfac, cred că se vede pe aici că e foarte ruginit pe margine unde e prins pe aici, da, unde sunt prinse carcasele de stator. Așa arată fața alternatorului, da, în spatele foliei pe unde se desface. Iar ăsta este spatele, deci în loc să-l facă cu spate din ăla de plastic cu capac să se poată desface, a făcut chestia asta și trebuie să desfaci tot alternatorul ca să ajungi la ea. Piese pentru el nu se găsesc, deci după codul de pe carcasă, stai să vedem unde e codul, uite aici, după codul ăsta de pe carcasă nu găsești niciun fel de piesă, găsești doar cărbuni separați, da? Adică să-i dezlipezi, să-i scoți de aici, să-i schimbi, și rulmenții, cel de aici, chiar e un rulment un pic mai ciudat, și cel din capăt, din carcasa asta, care e un rulment normal, 6303, cred. Dar totuși, vezi, Koyo Japonia, adică piese de Japonia, cum ar veni. Așa. Cam asta este mașinuța, este un Colt CZT, eu nu știam că există așa ceva. E o variantă mai ciudată de la Coltul Raliart. Adică au făcut varianta șmecheră de la Coltul ăsta, cum este Fiesta ST sau Polo GTI. Au făcut o variantă cu motor de 1.5 turbo, 150 de cai. Ăsta este motorașul, un motor clasic de Mitsubishi. Trebuie să-i schimb uleiul, să desfacem ăștia, să nu uităm să-i punem și ulei. Da, din păcate, fiind o mașină japoneză, cu toate că e făcută în Olanda, cam are obiceiul să ruginească. Știți că asta e marea problemă a mașinilor japoneze. Se vede că sunt ruginite mai toate piesele, toate șuruburile. Am vrut să desfac la distribuție să mă uit un pic la curea. Cureaua pare ok cât să ajungă omul până acasă cu ea. Bineînțeles că am rupt șurubul. Șurubul de aici era rupt deja. Se vede că e ruginită prinderea asta, da? Ăsta era rupt deja. Ăla din spate de acolo l-am rupt eu acum. Mai avem unul singur bun în partea asta de jos, care bineînțeles și el e ruginit. Eu l-am dat cu degripant înainte, bineînțeles. Se vede că e ud de degripant în zona asta. Dar degeaba, tot s-a rupt din păcate. O să văd cum îi prind firele ăștia să nu îi le mănce cureaua, să le leg cu niște șoricei ceva de tubul de la, sau de tabla asta, vedem noi de ce le leg. Așa, ce să vă zic, ăsta este coșmarul, da, să zic. Te duci să cumperi o mașină și vezi că are probleme. Eu am avut noroc și nu mi s-a întâmplat asta, ce probleme am avut relativ mici, le-am reușit să le rezolv pe drum. De asta și plec cu mașina după mine și cu încă un șofer și cu toate sculele și cu piese și cu tot felul de tâmpenii. Tocmai din cauza asta, că în caz că mi se întâmplă ceva, să pot să remediez problema cu ce am la mine. Da? Vă spun să, eu am avut noroc și nu am pățit treburi de genul ăsta. Uite că oamenii ăștia nu au avut așa de mult noroc ca mine. Măcar am putut să-i ajut și eu cu ce m-am priceput, să ajungă cu bine acasă și sperăm că o să ajungă și cu mașina acasă într-un final. Asta este mașinuța, asta e bateria, cam zonele ăștia pe aici erau corodate, aici sub asta sunt siguranțe, le-am luat, le-am desfăcut, uite că se mai văd un pic, că e un pic verde acolo, da, că nu am știut să desfac acest plastic, am încercat să-l desfac, am început să crânțăne și am zis că mai bine îl las așa cum e. Asta e mașinuța noastră, în trei uși, așa mai sport, scrie pe aici Z3, CZ3. Asta este codul de caroserie, iar varianta șmecheră este CZT, se numește. O chestie foarte ciudată, prezoanele la roți sunt cu 21, nu știu de ce trebuie prezoane așa de mari la o mașinuță așa de mică.
Eu nu prea am lucrat la mașini JDM, după cum observăm rugina la ea acasă. După spusele celui care i-a vândut mașina, domne, aerul condiționat merge, trebuie doar pus o curea. Acum eu vă întreb pe voi, dacă doar trebuia pus o curea și o curea costă 12 lei, de ce nu i-a pus curea? Nu i-a pus curea pentru că nu mai avea cine să o întindă. Deci în partea asta trebuia să fie o roată care să întindă cureaua de la alternator, de la aerul condiționat. Compresorul se vede că se mișcă, da, nu-i gripat. E compresor din ăla care merge tot timpul și are în spate debit variabil. Nu are ambreiaj. Și se vede că el putea să fie montat ori cu curea cu caneluri, ori cu curea trapezoidală clasică, cum era la Cielo înainte. Probabil merge pe mai multe modele de Mitsubishi și poate și pe alte mașini. Și de asta are acea fulie dublă. Fulia de la Vibrochen e destul de ruginită, va trebui și ea schimbată. Filtrul de ulei e pus destul de ciudat, trebuie să dai jos carenajul de la roată ca să poți să-l schimbi. Carenajul de la roată vine cu tot cu partea de jos, deci are o parte jos, după aia laterala aici și tot capitonajul de la roată. Are și un chepeng special pentru a putea desface să schimbi becul de la far. Proiectorul, din păcate, nu mai conține piese, e doar pe exterior proiector. Săraca mașină n-a avut viață ușoară, dar i s-au vopsit etrierii. Asta e foarte important, da? Deci din toate problemele pe care le avea mașina asta, vopsitul etrierilor era important. Pe la caroserie văd că nu are rugină, așa are rugină decât pe șuruburi și pe piesele pe care trebuie să le dai jos. Hai să o ridicăm să vedem și pe sub ea un pic. Putem vedea acolo alternatorul cel nou. Sistemul de întindere este mecanic în partea de sus cu un șurub. Desfaci șurubul ca să-l deblochezi. Pe urmă prinderea, practic, pe urmă întinzi de un întinzător, de un șurub cu un întinzător și după aia blochezi la loc în poziția dorită. În partea asta se vede sistemul de eșapament cu turbina. Pe undeva pe aici, pe sus. Ei n-au înțeles că evacuarea se duce spre spatele mașinii și nu are rost să pui evacuarea în față. Eu nu înțeleg treburile astea, dar asta este. Baia de ulei, din păcate, a suferit o rugină și rugina s-a dat la o parte și a început să curgă uleiul. Am găsit baltă de ulei sub ea după ce am lăsat-o o noapte în garaj. Am dat uleiul afară, am curățat foarte bine, am degresat și cu peria de sârmă și am lipit cu poxilină. Acum, cât o ține, să sperăm că ajungem cu ea până acasă. Oricum trebuie cumpărat altă baie. Altă baie mai greu, pentru că nu prea se găsesc piese pentru mașina asta. Plus că cred că se și umple destul de greu, vă care un adaos de aluminiu în partea asta, care trebuie dat la o parte ca să poți să umbli la baie. Șuruburile par destul de ruginite, deci nu știu cum se umblă la mașina asta. Eu când a trebuit să dau jos prinderea de la cadru, centratorul de cadru, s-a învârtit în caroserie șurubul. Șurubul ăsta are în interior în caroserie o piuliță, care bineînțeles că a cedat și s-a învârtit. Deci ca să pot să dau cadrul la o parte, să pot să scot alternatorul, că alternatorul se scoate pe jos, bineînțeles. Nu au lăsat loc să-l scos pe sus. A fost destul de complicat de umbla la el și șuruburile la cadru sunt destul de ruginite, dar am reușit până la urmă să le desfac. Bineînțeles, tot ce cauciuc trebuie înlocuit, că sunt crăpate coapte, autele. Ea nu are joc mașina în direcție, în brațe, nimic, nu e nicio problemă, dar probabil va dezvolta joc în timp. Arcurile sunt schimbate, sunt arcuri de coborâre HR. Nu se vede că sunt, cum ar veni, progresive, nu știu cum să le zic. Practic ele stau comprimate în partea asta, că se și vede că au ruginit între ele. Da? Deci aceste spire stau comprimate și suspensia îți rămâne pe cele trei spire de deasupra. Să vedem și în partea din spate. La clasa asta de mașină, punte fixă, din păcate, dar asta e. Amortizoarele sunt amortizoarele originale Mitsubishi, da? Au semn de Mitsubishi. La arcuri la fel, partea asta stă comprimată de tot ca să coboare mașina și suspensia rămâne pe aceste trei spiri. Ia să vedem noi. Bucșile sunt cât de cât ok deocamdată, sunt cam tari, dar nu sunt dezlipite măcar deocamdată. Nu știu ce e bucata asta, cred că e de la altă variantă de caroserie sau ceva, că
De obicei, așa venea prins brațul. La Ford, de exemplu, brațul vine prins aici. La asta vine prins mai în spate. Nu știu exact, poate e de la varianta asta de racing, poate că varianta normală are brațul ăsta puțin mai lung ca să fie mai comodă. Nu știu, sigur că e prima oară când văd asemenea mașină. Eu nu știam că există variantă șmecheră de la Colt-ul ăsta. După cum ziceam, caroseria nu e foarte ruginită. Pragurile sunt ok, nu sunt putride, se poate ridica mașina pe elevator fără probleme. Oricum, o să fie o mașină de proiect interesantă. Sper să mă țină la curent proprietarul cu evoluția ei. Din păcate avem servo electric, ceea ce pentru o mașină fără alternator era și mai nasol, consumă mai multă baterie. Da. Suportul antibalans va trebui schimbat și el, că e un pic bătrân, deja s-a exfoliat bucșa în partea din față. Nu știu dacă puteți voi să vedeți, dar mă rog, pe aici pe undeva. Da. În concluzie, aveți grijă ce cumpărați și gândiți-vă că e posibil să se întâmple lucruri neprevăzute și nedorite de nimeni. Încercați să aveți un plan B pentru când plecați să cumpărați o mașină. Asta cu plecatul cu trenul cu mâna în buzunar, vă spuse, mie nu-mi place. Pare mai ieftin, pare mai logic, da, ca să nu trebuiască să te întorci cu două mașini. Dar uite, când pățești câte o chestie din asta, vă spun eu că e mult mai bine să ai tot ce trebuie după tine, să ai o mașină, să ai în ce să dormi. Practic, dacă ei mai aveau încă o mașină, puteau să pună o baterie pe mașina care merge, o baterie pe mașina asta, să meargă un timp cu ele, pe urmă să le schimbe între ele și ar fi fost tot ok, puteau să meargă așa până acasă. Bine, pierdeau ceva timp, tot schimbau bateriile, poate le și stricau, dar reușeau să ajungă acasă. Știu că ar mai fi fost o variantă să trimită mașina cu platforma, dar probabil ar costa foarte mult. Platforma, așa, un bilet de tren, cât să fie 100 de lei. Bine, mai pui și combustibilul mașinii, mai pui și oboseala, mai pui și ce mănânci, mai pui mai multe. Dar astea, ăștia au fost calculele și deciziile pe care le-am luat la momentul respectiv. Așa, poate când stai la rece și ești odihnit și te gândești după aia, poate îți mai vin idei mai bune. Dar noi așa am gândit-o atunci. Radiatorul de aer condiționat e cam amărât, probabil că de atâția ani a luat gândat și pietre destule, a muncit și el destul. Intercoolerul arată cât de cât ok, dar este intercooler lateral de capacitate nu foarte mare. Ar trebui stat cu un tester să vedem temperaturile din admisie, să vedem dacă are rost să-i punem un intercooler de racing în bar și dacă e, bineînțeles, și loc. Deși loc pare că ar fi aici, în fața radiatorului de aceu, dar mai și proteja pe el de pietre și de gonci. Cam așa, mă apuc să-i schimb uleiul și să-i pun plasă la loc, să fie gata mașina să-și o iau acasă. La revedere!